Se întâmplă uneori să fii atât de obosit încât aștepți cu nerăbdare momentul în care vei cădea în pat. Și când colo, te sucești de pe o parte pe alta și nu poți să adormi. De ce oare? Cred că, în acest caz, trebuie să vorbim despre igiena somnului. Vrei să știi cum un somn prost îți afectează sănătatea, frumusețea și silueta? Privește până la final acest videoclip. Iată 7 obiceiuri care te împiedică să ai un somn de calitate. Primul obicei este: nu dormi în pijama. Hainele incomode pot fi motivul unui somn dereglat. Sfatul nostru este să alegi o pijama liberă din material natural și plăcut la atingere. Cu cât îți va fi mai confortabil în îmbrăcămintea aleasă, cu atât mai bine vei dormi. Obiceiul 2. Nu te demachiezi. Și tenul trebuie să se refacă peste noapte. Somnul cu machiaj are un efect distrugător asupra pielii. Ea nu poate respira și nu se poate restabili întrucât produsele cosmetice conțin elemente chimice care blochează porii. Acest obicei duce la apariția coșurilor și a altor probleme de piele. Noi îți recomandăm să te demachiezi foarte bine înainte de somn, folosind apa micelară, gel sau spumă pentru demachiere. Obiceiul 3. Bei ceai. Uneori un ceai înainte de culcare este numai binevenit. Atenție însă, chiar dacă nu conține cofeină, ceaiul de orice fel conține teină, o substanță la rândul ei energizantă, revitalizantă, chiar dacă pe ceai scrie că este de mușețel. Pentru un somn liniștit nu trebuie să bei ceai înainte de culcare sau eventual să cumperi un fel pe care scrie în mod clar, fără teină. Obiceiul 4. Te culci cu telefonul în mână. Cu siguranță nu uiți să parcurgi un pic noutățile din smartphone-ul tău înainte de culcare, iar apoi îți vine destul de greu să adormi. Totul se întâmplă din cauza luminii albastre redate de ecranele digitale. Sistemul nostru nervos este iritat din această cauză, întrucât crede că este lumină de zi. Cercetările au arătat că lumina albastră ne afectează organismul la fel ca și cofeina. Sfatul nostru este să încerci să-ți limitezi timpul petrecut seara cu telefonul. Dacă nu reușești, îți poți descărca un program special pentru smartphone care modifică lumina albastră în una galbenă, tolerată mai bine de organism. 5. Te culci prea târziu. Chiar dacă te consideri o persoană nocturnă, să știi că această capacitate a ta de a sta treaz până târziu nu este binevenită pentru organism. Culcatul târziu duce la adăugarea kilogramelor. Îți reduce capacitățile intelectuale, îți poate afecta sistemul reproductiv și te face să fii mereu obosit, mai ales în prima parte a zilei. Iar dacă lunea adormi la 9, iar joia stai până la 4 dimineața la seriale, organismul tău nu va ști să-și stabilească o oră la care să intre în repaus, implicit la care să te trezească. Prin urmare, diminețele tale vor fi groaznice. Obiceiul 6. Locul de dormit nu ți se potrivește. Amenajarea dormitorului joacă un rol important în ceea ce privește calitatea somnului. Pentru asta nu avem nevoie doar de o atmosferă plăcută, o lingerie de pat, de nuanțe pastelate, dar și de un pat cu o saltea confortabilă. Poziția corectă a coloanei în timpul somnului te va ajuta să eviți durerile de spate și să-ți recuperezi mai eficient puterile. Obiceiul 7. Stai în pat când nu poți adormi. Experții recomandă să te dai jos din pat atunci când ai stat prea mult acolo, fără niciun rezultat. Cu cât stai mai mult în pat dornic de somn, cu atât devii mai speriat de faptul că trec orele și nu dormi un program întreg de somn. Citește, fă o plimbare mică prin casă și întoarce-te în pat când te simți cu adevărat obosit. Acum ai rețeta unui somn perfect. Exclude aceste obiceiuri și te vei odihni bine. Apropo, tu ce faci înainte de culcare? Scrie în comentarii.